Bună ziua, dragi elevi! Universitatea Politehnică din Timișoara continuă seria de lecții de matematică în mediul online pentru pregătirea admiterii. Mă numesc Cristian Lăzureanu și sunt conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Matematică al Universității. Vom rezolva probleme din capitolul de trigonometrie și geometrie din cartea de admitere la Universitatea Politehnică din Timișoara. În lecția precedentă am început să rezolvăm probleme de trigonometrie. Astăzi continuăm cu partea de geometrie, mai exact începem cu vectorii. Vectori în plan. În inginerie, în principiu, lucrăm cu două tipuri de mărimi. Primul tip, mărimile scalare. Iar al doilea tip, mărimile vectoriale. Mărimile scalare sunt caracterizate prin valori numerice. Sunt niște numere și au eventual unitate de măsură. De exemplu, putem spune o lungime de 10 metri sau o temperatură de 3 grade Celsius. Mărimile vectoriale sau vectorii, de exemplu, să notăm V cu o săgeată deasupra, sunt caracterizate de, haideți să scriem aici, primul lucru este o mărime, sau putem spune lungimea vectorului. Notăm modulul lui V. Apoi, o mărime vectorială sau un vector este caracterizat de o direcție și de un sens. Dacă ducem o dreaptă D și pe această dreaptă fixăm un punct de aplicație sau origine, o extremitate, și spunem că acesta este vectorul V, atunci direcția vectorului este dată de direcția dreptei, iar sensul este dat de săgeată. De exemplu, dacă luăm forța de greutate și spunem că are 10 N, atunci mărimea forței, mărimea vectorului respectiv este 10, unitatea de măsură asociată newtonul pentru forțe, direcția forței de greutate este direcția verticală, iar sensul este de sus în jos, adică înspre centrul Pământului. În geometrie noi ne ocupăm de vectorii geometrici. Acești vectori geometrici sunt dați cu ajutorul a două puncte, să zicem A și B. Două puncte A și B determină un segment, segmentul AB. Acestui segment îi atașăm un sens de la A la B cu această săgeată. Și atunci vorbim despre vectorul AB. Să scriem aici vectorul AB, care are mărimea, aici scriem, mărimea lui AB este de fapt lungimea segmentului AB, direcția este dată de direcția dreptei și sensul, după cum vedeți, de la A la B. Evident că putem să luăm și vectorul BA. Acest lucru înseamnă că mergem de la B înspre A. Avem aceeași direcție, aceeași mărime, doar că sensul este opus. Și atunci BA este tot una cu minus AB și este opusul lui AB. Despre doi vectori putem spune că sunt egali. Vectori egali. Dacă au aceeași direcție, același sens și aceeași mărime. Deci, practic, putem să îi reprezentăm cu ajutorul unui paralelogram. Acesta este primul vector, să-i spunem V. Acesta de aici este al doilea vector, U. Și vom spune că U și V sunt egali. Pentru că au
aceeași direcție, să zicem de la stânga la dreapta, și sens pe orizontală, și iată, au aceeași lungime pentru că într-un paralelogram laturile opuse sunt și egale. Mai mult, putem spune că doi vectori sunt coliniari dacă au aceeași direcție. Deci doi vectori egali sunt coliniari pentru că au aceeași direcție. Doi vectori opuși sunt coliniari pentru că au aceeași direcție, alt sens. Da? În general, nu trebuie neapărat să fie egal sau opuși. Iată, de exemplu, un vector U, da? Și paralel cu el, un vector V. Și atunci U și V sunt coliniari și putem nota U paralel cu V, în sensul de colinearitate. Vectorii pot fi adunați. Da? Am zis cum se face suma vectorilor. Suma vectorilor se poate face după regula paralelogramului sau după regula triunghiului. Regula paralelogramului dacă avem doi vectori cu același punct de aplicație, construim paralelogramul, ducând paralele, o să notez A, B, C, D. Deci A, B, C, D trebuie să fie paralelogram. Și atunci A, B plus A, D este egal cu diagonala A, C. Deci A, C este vectorul sumă sau vectorul rezultant. Rezultantă. Adunării celor doi vectori. Ei, dacă privim la acest paralelogram, AD și BC sunt vectori egali, conform definiției precedente, pentru că au aceeași direcție, sunt paralel, același sens, aici o să pun săgeata, dacă se vede, pentru a vedea că e același sens, și aceeași lungime, pentru că în paralelogram laturile opuse sunt egale. Și atunci regula paralelogramului devine regula triunghiului. Ne uităm la triunghiul ABC, da? Și observăm că AB adunat cu BC, deci atât un vector este pus în continuare a celuilalt, are ca rezultat, conform regulii paralelogramului, tot vectorul AC. Da? Asta este regula triunghiului. Și din această regulă a triunghiului rezultă o regulă de dezvoltare a oricărui vector sau de descompunere. Hai să spunem descompunere unui vector. Orice vector, cum este aici AC, poate fi descompus folosind un punct intermediar, să-i spunem AP plus PC. Iată. P-ul este un punct intermediar. Dacă avem AC, mai înainte am avut AB plus BC, dar același rezultat se obține și dacă mergem până aici, apoi mergem până aici, și așa mai departe. Deci, orice sumă de tipul AB plus BC, conform regulii triunghiului, nu dă același rezultat AC, deci avem descompunerea unui vector. Dacă ne întoarcem la regula paralelogramului, și ducem și cealaltă diagonală, atunci știm că într-un paralelogram diagonale se înjumătățesc. Deci dacă aici punem punctul M, va fi în mijlocul lui AC și mijlocul lui BD, atunci, iată, putem să deducem cât este vectorul AM. Mai precis, deoarece AC este AB plus AD, și în loc de AC punem de două ori AM, pentru că AC este dublul lui AM, rezultă relația 2AM egal cu AB plus AD. Și acestei relații îi spunem teorema medianei
pentru vectori. Deci teorema mediană pentru vector ne spune că într-un triunghi, în cazul nostru triunghiul ABD, mediana AM este semisuma vectorilor din care pleacă mediana. Deci, dacă vrem să scriem așa, AM este 1 pe 2 ori AB plus 1 pe 2 ori AD. De asemenea, putem să vorbim și despre vectori în coordonate. Pentru a face acest lucru, trebuie să considerăm sistemul de axe de coordonate. Originea O, axa OX, axa OY. Trebuie să ne definim două direcții. Direcția orizontală, facem cu ajutorul vectorului I. Lungimea vectorului I este 1, deci este practic unitatea pe axa OX. De asemenea, mai dăm și direcția verticală, un vector J. Lungimea lui J este tot 1. J reprezintă unitatea pe verticală. Și atunci, dacă vom considera un punct P de coordonate A și B în plan, să zicem că pentru desen A și B sunt pozitive, deci până aici este A-ul, aici pe undeva este B-ul, și atunci punctat găsim punctul P de coordonate AB, automat putem să definim un vector, vectorul OP. Acest vector OP. Vectorul OP se numește vectorul de poziție corespunzător punctului P. Vectorul de poziție a punctului P. Da? Să vedem cu cine este egal. Ne uităm aici pe desen, avem un dreptunghi, adică un paralelogram, înseamnă că OP poate fi obținut însumând cele două laturi ce pleacă din O, de la O până la A și de la O până la B. Deci OP este egal cu, și atunci trebuie să vedem ce vector este de la O până aici, la punctul ăsta. Dacă unitatea este I, până aici vom avea I de atâtea ori cât spune A, adică vom avea pe orizontală AI și pe verticală, de la O până la punctul ăsta, de B ori J. Deci asta înseamnă că OP este AI plus BJ. Și observați această echivalență, coordonatele A și B ale punctului și scrierea vectorului în coordonate, adică folosind pe I și pe J. Iată, A și B de la coordonate sunt aici coeficienți pentru I și J. Ei, în această scriere, care ne duce spre geometria analitică, putem să facem suma de vectori. De exemplu, dacă U este AI plus BJ și V este, să zicem, CI plus DJ, U plus V, prin însumare, practic, U plus V are o creștere, să zicem, dacă doriți, pe orizontală, dată de I-ul și pe verticală dată de J-ul, deci direct A plus C ori I plus B plus D ori J. Deci, practic, ca și cum am adunat I cu I și J cu J. Aici putem să caracterizăm colinearitatea. U colinear cu V. U paralel cu V. Da. Asta înseamnă că ei au aceeași direcție. Deci, e tot una cu a spune că există o constantă, nu știu, lambda, să spunem, reală și diferită de zero, astfel încât U este lambda ori V. Acest lucru înseamnă că U este egal cu V, sau U este minus V, sau U este 2V și așa mai departe. Asta înseamnă că sunt colineare. Deci, dacă am înlocuit U și V aici, și am identificat partea cu I și partea cu J, atunci am obține că U este colinear cu V, asta înseamnă A supra C egal cu B supra D. Și egal cu acest lat. Să trecem acum la rezolvarea unor probleme din culegerea de admitere. Începem cu TG49.
fie hexagonul regulat A, B, C, D, F, o intersecție a diagonalelor și 6 afirmații. Întrebarea este câte dintre afirmațiile de mai sus sunt corecte. Acest lucru înseamnă că vom analiza fiecare afirmație, o vom demonstra sau vom arăta că este falsă, iar la sfârșit dăm răspunsul. Pentru aceasta, haideți să desenăm mai întâi un hexagon regulat. Dacă ar fi să facem cu rigla și compasul, am desenat mai întâi un cerc de o anumită rază. Aici ar fi centrul cercului. Luăm raza în compas și punem aici pe cerc, obținând cele 6 puncte ale hexagonului regulat. Să numerăm, nu știu, A, B, C, D, E, F. Ducem diagonalele. Ele se intersectează în O și, practic, avem 6 triunghiuri echilaterale. Ceea ce face ca fiecare unghi mic de aici să aibă 60 de grade. Deci, dacă punem două triunghiuri echilaterale așa, bază în bază, obținem paralelograme. Ceea ce înseamnă că avem aici o mulțime de vectori egal dacă punem sensul același. Deci, FE încolo e tot una cu AO, e tot una cu OD, e tot una cu BC, pentru că sunt toți egali. Au aceeași direcție, același sens, aceeași mărime. Prima afirmație, I, ne cere să verificăm dacă OA plus OB plus OC plus OD plus OE și plus OF este vectorul nul. Este 0. Iată, OA, ar trebui să-i pun o săgeată, o să pun doar aici, OA, OB, OC, OD, am ajuns la OD, care e pe aceeași linie cu OA, doar că are o altă, are un alt sens. Ca atare, OA și OD sunt opuși, haideți să scriem pentru asta, OA, OD sunt opuși, ceea ce înseamnă că OA plus OD este egal cu 0. Privind la desen și la ceea ce trebuie să verificăm, OB și OE sunt opuși, OC și OF sunt opuși, astfel că 2 câte 2 acești vectori dau 0. O să scriu OB plus OE dă 0, OB plus OE și în final OC plus OF. OC plus OF este tot 0. În concluzie, obținem că suma totală este 0 și afirmația I este adevărată. Putem trece la afirmația 2I, care spune OA plus OC egal OB. OA plus OC egal OB. Cei doi vectori au aceeași origine, O. Deci dacă ar fi să-i adunăm, i-am adunat după regula paralelogramului. Noi uităm pe desen. OA, OC. Într-adevăr, observăm paralelogramul. Datorită faptului că hexagonul este regulat, deci avem un hexagon, asta mi asigură faptul că astea sunt triunghi echilaterale, cum am mai spus, și figura de aici, AOCB este paralelogram. AOCB este paralelogram. Dacă este paralelogram și adunăm doi vectori, conform regulii paralelogramului, OA plus OC este diagonala ce pleacă din O, adică exact OB. Deci, regula paralelogramului, după regula paralelogramului, OA plus OB plus OC este diagonala OB.
Asta înseamnă că afirmația 2i este și ea adevărată. A treia afirmație cere să vedem dacă OB plus OD plus OF dă vectorul nul. OB plus OD plus OF. Conform desenului, OB plus OD înseamnă regula paralelogramului. OBCD este paralelogram. Deci, OB plus OD este diagonala OC. Și acum ar trebui, observați, astea două le-am făcut deja, rezultatul să-l adunăm cu OF. Observăm că OC și OF sunt coliniari și mai mult sunt vectori opuși. Deci putem spune că OC este minus OF, ceea ce înseamnă că, trecând în partea stângă, obținem că și relația a treia este adevărată. Afirmația 4. AO minus FO egal FA. AO minus FO egal FA. Să luăm membru stâng, AO minus FO și din scădere mai întâi să facem adunarea. Pentru că noi am discutat adunarea vectorilor cu regula paralelogramului, cu regula triunghiului, deci ar fi bine să facem adunare. Lăsăm AO și minus FO înseamnă opusul vectorului OF, deci practic este plus OF. Iată din nou adunarea de vectori. De data aceasta vectorii nu mai au același punct de aplicație. Nu mai pleacă amândoi din, eu știu cum plecau aici din nou. Aici sunt unul în continuarea celuilalt. AO plus OF. Ceea ce înseamnă că aplicăm regula triunghiului. Regula triunghiului. Deci, suprimăm punctul comun și obținem AF. Care este opusul lui FA. O problemă zicea să vedem dacă este FA și rezultatul este minus FA. Deci, tragem concluzia că afirmația a patra este falsă. Deci, ne întreabă câte afirmații sunt corecte, de asta este afirmația. Pun aici totuși. Deci, asta e prima falsă pe care am găsit-o. La 5, OA plus AB plus BO egal 0. OA plus AB plus BO este 0. Ce observăm aici? Prima însumare îl are pe A ca și punct comun, adică primul vector se termină în A, al doilea începe în A, iar aici, unde se termină al doilea, începe al treilea. Deci, practic, am avea regula triunghiului succesivă, acest lucru se mai numește și regula poligonului. Deci, practic, ar fi o formulă, da? Să nu ne extindem cu prea multe formule, pentru că este foarte simplu. Dacă facem mai întâi OA plus AB, obținem OB, care trebuie adunat cu BO, da? Care trebuie să dea 0. Dar OB plus BO, tot cu regula triunghiului, dar de fapt nu mai este necesară, pentru că sunt vectori opuși. OB și BO sunt opuși, deci acest lucru înseamnă că suma lor este 0, ceea ce înseamnă că am demonstrat că afirmația 5 este adevărată. Ultima afirmație din acest exercițiu, afirmația 6, ne spune că CE ar trebui să fie egal cu minus 2AB plus BC. CE, haideți să vedem aici CE-ul, cine ar fi. CE-ul este această diagonală. Într-un paralelogram, OCDE, da? Și noi trebuie să adunăm AB cu BC, care sunt pe aici. Deci, practic, cumva, AB și BC nu ar avea nicio legătură cu CE. Haideți totuși să facem niște calcule, să vedem la ce ajungi. O să luăm membru drept și o să încercăm să facem operațiile din membru drept. Minus 2AB
plus BC egal cu mai întâi minus AB este opusul lui AB, adică BA, deci vom avea 2BA plus BC, iar 2BA înseamnă BA plus BA, pentru că așa cu 2BA nu pot să fac calculul, ar trebui să dublez vectorul pe desen, unde mai complicăm acolo pe desen, facem descompunerea aceasta. BA plus BA plus BC. Da? Aici, BA plus BC, suma doi vectori cu aceeași origine B. Deci ar merge regula paralelogramului. BA plus BC. BA plus BC, conform regulii paralelogramului, da? BA plus BC. ABCO este paralelogram, deci BA plus BC este exact diagonala BO. Deci cu regula paralelogramului, BA plus BC este BO. Asta înseamnă că trebuie să facem adunarea BA plus BO. Iarăși, aceeași origine B. BA plus BO. BA, un vector BO, înseamnă că facem după regula paralelogramului. ABOF este paralelogram, deci haideți să vedem diagonala. BA plus BO este egal cu diagonala ce pleacă din B, adică BF după regula paralelogramului. Deci am aplicat regula paralelogramului de două ori. Și am ajuns la BF. Deci problema ar fi CE este egal cu rezultatul, adică cu BF. Haideți să vedem tot cu desen. Dacă CE ar fi egal cu BF. Păi, dacă BCF ar fi paralelogram, atunci laturile opuse ar fi paralele, da? Deci avem aceeași direcție, sensul este același, observați, de jos în sus, în cadrul acestui desen, și mărimea, dacă e paralelogram, laturile opuse sunt egale. Deci ar fi egal dacă ar fi paralelogram. Ei, dar într-un hexagon regulat, da? Știm că laturile opuse, care două dintre ele sunt paralele și egale. Și acest lucru ne asigură că BCF este paralelogram. Da? Din hexagonul regulat rezultă că BC paralel cu FE, BC egal cu FE, deci BCF este paralelogram. Asta înseamnă că vectorii BF și CE sunt egale. Deci CE este egal cu BF, care este suma noastră. Astfel am demonstrat că afirmația 6 este adevărată. Putem să dăm răspunsul. Da? Problema ne-a întrebat câte afirmații sunt adevărate. Au fost 6 afirmații. Una dintre ele este falsă, deci răspunsul este 5 afirmații, adică răspunsul la problemă este D. Următoarea problemă, TG50. Asupra unui corp punctiform acționează două forțe cu aceeași origine. Una de 8 N și cealaltă de 7 N. Să se calculeze mărimea forței rezultante, știind că unghiul dintre cele două forțe este de 60 de grade. Deci avem o forță, adică un vector. Nu este problemă de fizică, nu vă speriați. Avem un vector ce pleacă din O, ce are lungimea 8 N. Al doilea vector, tot din O, cu 60 de grade aici. Hai să spunem OA, aici OB. Lungimea lui OA este 8, lungimea lui OB este 7. Unghiul de 60 de grade și se cere mărimea forței rezultante. Ei, când am povestit puțin înainte la teorie, am spus că rezultanta este vectorul sumă. Deci, în problema noastră, rezultanta este OA plus OB. Și ca să faci acest lucru, trebuie să aplici regula paralelogramului, pentru că ai aceeași origine O. O să încerc să desenez un paralelogram. O să punem aici punctul C.
Și atunci, conform regulii paralelogramului, de fapt, rezultanta este vectorul OC. Și atunci, problema cere să calculăm cât este mărimea acestui vector. Adică să-l găsim pe OC. Și dintr-o problemă de vector ajungem la o problemă de trigonometrie, așa cum a făcut data trecută. Cunoaștem că OA este de 8, OB este de 7, fiind paralelogram AC-ului tot de 7, ar trebui să construiesc un triunghi. Aici, triunghiul cu 60 de grade nu prea ne convine pentru că nu apare OC în el și atunci OC apare în triunghiul OAC. Într-un paralelogram, suma unghiurilor alăturate este 180 de grade, deci cât este aici? 180 minus 60, adică 120 de grade. Și atunci, practic, putem să aplicăm teorema cosinusului în triunghiul OAC. Teorema cosinusului în triunghiul OAC. Adică, OC la pătrat este OA la pătrat plus AC la pătrat minus 2 OA ori OC ori cosinus. Și o să scriu sub formă 180 de grade minus 60 de grade. Da. Și o să scriu 120. Pentru a observa, de fapt, că aici faci trecerea din cadranul 2 în cadranul 1, ceea ce înseamnă că se schimbă semnul. Deci, OC pătrat va fi OA pătrat plus AC pătrat plus 2 OA ori OC ori cos de 60 de grade, care este unghiul dintre cei doi vectori când facem rezultanta. Acum rămâne să înlocuim OA 8 la 2 plus 7 la 2 plus 2 ori 8 ori 7 ori cosinus de 60 de grade, care este 1 pe 2. Se simplifică 2-ul. 64 plus 49 plus 56. 64, 70, 120, 169. Deci, OC este radical din 169, care înseamnă 13. Da? Atunci, întrebarea era mărimea forței rezultante. Forța rezultantă va avea 13 N. Da? Are și unitate de măsură și răspunsul este A mic. 13 N. TG51. În triunghi echilateral ABC de latură 3, punctele P și Q împart latura BC în 3 părți egale. Hai să facem și desenul în același timp. ABC, triunghi echilateral de latură 3. Punctele P și Q împart BC în 3 părți egale. Deci, pe aici și pe aici, o să punem P și Q. Asta înseamnă BP egal cu PQ egal cu QC și egal cu 3 supra 1 egal cu 1, dacă vrem să facem și mărimea fiecărui semn, pentru că latura este 3. Dacă G este centrul de greutate al triunghiului, să se calculeze lungimea vectorului GP plus GQ. Deci G este centrul de greutate. Și problema ne cere să calculăm lungimea vectorului GP plus GQ. Pentru centrul de greutate trebuie să știm unde este situat. El este situat la intersecția medianelor. Deci G este intersecția medianelor. Asta înseamnă să luăm mai întâi aici mijlocul M. Se duce mediana AM. Deci M este mijloc. Să mai luăm un mijloc și în altă parte M. Asta sunt mijloace. Aici este G, centrul de greutate. El are proprietatea că este la două treimi de vârf și o treime de bază. Problema cere să calculăm GP plus GQ. Aici, GP plus GQ. Ar fi, oarecum, regula paralelogramului.
Dar fiindcă vorbim de mediane, să ne amintim și teorema medianei. Dacă ai mediană într-un triunghi, ea poate fi exprimată cu ajutorul laturilor. Întrebarea este dacă GM e mediană aici în triunghiul G pe Q. Păi, noi știm că BM și MC sunt egale pentru că M e la mijloc. De asemenea, știi că BP și CQ sunt egale din ipoteze. Deci aici ai 1, 1, aici e la mijloc practic 1,5, 1,5, deci cele două bucățele prin diferență vor fi egale. Putem să scriem asta. Deci, BM egal cu MC, BP egal cu QC și atunci prin scădere obținem PM egal cu MQ. Deci, GM este mediană, evident, în triunghiul GPQ. Și atunci, conform teoremei mediane pentru vectori, putem spune că GM este egal cu 2GM, să mergem cu varianta fără fracții, 2GM este GP plus GQ. Astfel, problema noastră se reduce la a calcula lungimea vectorului 2GM. Pe de altă parte, GM, am spus, că este la două treimi de vârf și o treime de bază. Deci, practic, mediana se împarte în trei părți egale și GM este o parte, iar GA celelalte două părți din totalul median. Asta înseamnă că mediana GM este a treia parte din mediana AM. Deci GM este 1 pe 3 ori AM. De unde rezultă că vectorul GP plus GQ este egal cu 2GM, adică 2 pe 3 ori AM. Atunci, lungimea lui GP plus GQ egal cu 2 pe 3 ori lungimea lui AM. Lungimea vectorului AM este lungimea segmentului AM. Iar AM, am văzut că este median. Triunghiul este echilateral. De unde rezultă că mediana este și înălțime, și bisectoare, și așa mai departe. Deci putem să calculăm AM cu teorema lui Pitagora, de exemplu, pentru că triunghiul AMB este dreptunghic, AB este de 3, BM este de jumătate, deci poți să calculezi acest lucru, sau să folosești, e bine să știi formula asta rapidă, înălțimea într-un triunghi echilateral. Înălțimea într-un triunghi echilateral este latura radical din 3 pe 2, care rezultă din teorema lui Pitagora. Deci, asta însemna că mediana AM este, de fapt, 3 radical din 3 pe 2 în problema noastră. Da, pentru că latura triunghiului era 3. Ne întoarcem aici, ca să putem să dăm răspunsul. Deci, lungimea lui GP plus GQ este 2 pe 3 ori 3 radical din 3 pe 2, ceea ce înseamnă radical din 3. Astfel că am găsit răspunsul, lungimea vectorului este radical din 3, adică B. Am terminat problema. Mergem mai departe, TG52. În sistemul cartezian de axe de coordonate se consideră punctele O de coordonate 0, 0, deci originea, A de coordonate 6, 0, B de coordonate 6, 4 și M este mijlocul lui AB. M, mijloc al segmentului AB. Dacă OM egal cu AI plus BJ, adică practic folosim scrierea în coordonate, atunci A plus B este. Deci practic se cere să calculăm A plus B, suma acestor coeficienți de aici. Haideți să reprezentăm un sistemul cartezian. OX, OY, originea O, A de coordonate 6, 0, deci aici ar fi 6 unități, ar fi punctul A,
punctul B de coordonate 6, 4, cam pe aici ar fi 4, deci aici ar fi punctul B, și M este mijlocul lui AB, ceea ce înseamnă că aici vom avea, fiind la mijloc, exact jumătate din 4, adică 2. Deci, practic, din enunț, fără să folosim nicio formulă, putem spune ce coordonate are punctul M. Este pe aceeași verticală cu A și cu B, care au abscisele de 6. Deci M va avea abscisa 6, da? Iar ordonata pe înălțime, cât urcăm, pe B era până la 4, M e la jumătate, deci M este de coordonate 6 și 2. Da? OM, după cum am spus la început, este vectorul de poziție al punctului M. Și atunci, el este dat exact prin intermediul coordonatelor. Deci, practic, OM este 6i plus 2j. I-ul este unitatea pe OX, j unitatea pe OY. E, iată, A-ul este 6, B-ul este 2 și cerința era cât e A plus B. A plus B este 8. Putem să dăm răspunsul. Suma A plus B este 8, adică A mic. Următoarea problemă din culegere este TG53. În pătratul ABCD cu latura de 6, avem două puncte M și N pe BC. ABCD pătrat. AB egal cu 6, latura pătratului. M și N aparțin lui BC. Astfel încât BM supra MC egal cu BM supra BC egal 1 pe 2. Să se calculeze lungimea vectorului AM plus AM. Deci modul din AM plus AM. Lungimea vectorului AM plus AM. Haideți să facem un desen. Să facem aici. Un pătrat. A, B, C, D. Latura de 6. Și acum să vedem ce sunt cu punctele astea. Deci, BM supra MC egal cu 1 pe 2. Da? Un astfel de raport poate fi folosit, de exemplu, în teorema lui Thales, în probleme de tipul respectiv, în care segmentul BC este împărțit în două părți. BM este o parte și MC două părți. Altfel spus, de două ori BM este egal cu MC. Asta înseamnă că BC se împarte în câte părți? O parte este BM, două părți MC, deci în trei părți egale. Deci împărțim BC în trei părți egale. Cum aici avem 6 cm, ar fi centimetri, nu contează unitatea de măsură, ar fi 2 și cu 2. Deci ăsta este de 2, ăsta este de 2, la mijloc este tot de 2. Și atunci MC este dublul lui BM. Asta înseamnă că M este aici. BM este de 2 și MC este de 4. Celălalt raport, BM supra BC egal cu 1 pe 2, rezultă că BC este 2BM. Ceea ce înseamnă că M este la mijloc. BC este 2BM, deci M este la mijloc. Aici. Și putem spune că BM este egal cu 3. Deci aici e 2, aici e 1 și 1, dacă vrem să punem și distanțele corespunzătoare cu problema noastră. Și acum ne cere AM plus AN. AN este acest vector. AN este acesta. Da. E, am putea să calculăm suma AN plus AN cu regula paralelogramului, pentru că avem aceeași
origine. Asta ar fi o metodă, asta ar însemna că desenăm un paralelogram, ducem diagonala și după aia calculăm lungimea vectorului rezultant. Vreau să vă arăt altă rezolvare, modelând cumva problema aceasta de vector sau de geometrie, cum vreți să o luați, folosind sistemul de coordonate. Pentru asta o să consider că A este originea sistemului de coordonate, deci aici o să am axa X și aici o să pot să spun că am axa Y. Și în momentul ăsta trec la o reprezentare în coordonate. Pot să spun coordonatele. Da? Pot să spun, de exemplu, că B, nu? Are coordonatele distanța este 6. Deci B este de coordonate 6 și 0. Da? M e pe aceeași verticală, deci are 6 și cât urcăm până aici? 2. N-ul 6 și cât am mers până aici? 3. Și așa mai departe. Ei, în momentul ăsta putem vorbi de vector de poziție. Vectorul AM sau OM, cum vreți dumneavoastră, este dat de coordonatele punctului M, adică putem spune că este 6i plus 2j. AM sau OM, O fiind originea, tot una cu A în modelarea noastră, este dat de 6 și 3, deci 6i plus 3j. Și acum dacă adunăm AM plus AM, folosim suma vectorilor în coordonate, I cu I și J cu J, adică 12I plus 5J. Asta ar fi AM plus AM. Da. E. Aici, dacă ar fi să desenez, mai puțin mai... O să pun aici un punct P. Da? Deci AM plus AM este AP. Deci am demonstrat că AP sau OP este 12I plus 5J. Punctul acesta conform în paralelogramului AMPE. Ei, dar OP este vectorul de poziție al punctului P și mergem invers. Dacă știm vectorul de poziție, cum aflăm coordonatele punctului P? Deci coordonatele sunt exact, cum am văzut și aici, exact coeficienții lui și J. Deci astfel punctul P are coordonatele 12 și 5. Da? Ei. Lungimea lui AM plus AN devine lungimea lui OP sau lungimea segmentului OP. De astfel avem un punct de coordonate 12 și 5 și vrem să facem distanța de la origine la P. Putem să folosim formula distanței din geometria analitică sau putem să folosim teorema lui Pitagora, de unde provine această distanță. Haideți să vedem cu Pitagora, ca să nu folosim formulele din geometrie. Da? Din geometria analitică. Aici este O, care e tot una cu A, problema noastră. Aici este punctul P, de coordonate 12 și 5. Și aici e 90 de grade din sistemul de axă. Dacă vreți. Ei, această distanță este 12, această distanță este 5. Și atunci, cu teorema lui Pitagora, avem că OP pătrat este 12 la pătrat plus 5 la pătrat, adică 144 plus 25, 169, unde rezultă că OP este 13. Deci, lungimea lui AM plus AN este 13, astfel că răspunsul pentru această problemă este denic. TG54 se consideră vectorii PA egal cu 4i plus j, deci atât vom lucra în coordonate, PB egal cu 2i plus 2j și PC egal cu i
plus A mic ori J, unde A mic este un număr real, pe care nu-l cunoaștem, dar trebuie să-l aflăm, deci să se determine A, astfel încât punctele A, B și C să fie coliniare. Asta este problema noastră. Deci ar trebui să avem pe aceeași dreaptă și A, și B, și C. Acum nu știu dacă C este în dreapta lui AB, C este între A și B, nici nu contează prea mult, dar undeva aici avem punctul P. Și cei trei vectori? PA, PB și PC. Problema asta este să vedem cum folosim vectorial faptul că AB și C sunt coliniare. Ei, și atunci trebuie să ne reamintim din teorie când vectorii sunt coliniari. Ce înseamnă că vectorii sunt coliniari? Că au aceeași direcție. Deci, ori sunt paraleli, ori sunt pe aceeași dreaptă. Și acum, dacă ne uităm puțin, A, B și C formează doi vectori. Formează trei, dar, sau mai mulți, depinde dacă e și opuși. Dar important e să plecăm din A. A, B și A, C. Cum trebuie să fie dacă punctele sunt coliniare? Exact ca AB și AC trebuie să fie vectori coliniari. Iar acest lucru înseamnă, da, că există acel lambda diferit de 0, astfel încât AB este egal cu lambda ori AC. Sau dacă scriem cu ajutorul coordonatelor, deci ceva de genul acesta, atunci putem să spunem că rapoartele dintre coeficientul lui de la 1 și de la celălalt egal cu cel de la coeficienții lui J. Ei, haideți să scriem atunci pe AB și pe AC folosind aceste scrieri în coordonate. Primul vector AB, conform regulii de descompunere, poate fi scris ca sumă A orice doi vectori, luând un punct intermediar între A și B, oriunde în plan. Și fiindcă noi știm pe A, pe B și așa mai departe, vom folosi punctul P. Deci vom scrie AP plus PB. Regula triunghiului. Da? AP, deci cu săgeata invers, plus PB este AB. Deci AP-ul vreau cu PA, deci este minus PA plus PB. Egal mai departe. Minus PA înseamnă minus 4i minus J, plus PB 2i plus J, 2i plus 2J, PB 2i plus 2J, avem minus 2i plus J. Asta ar fi AB. AC, tot prin intermediul lui P, este AP plus PC minus PA plus PC, adică minus 4I minus J plus PC, care este I plus AJ. Adunăm termen cu termen și obținem minus 3I plus A minus 1J. Asta este scrierea în coordonate și acum știm că AB coliniar cu AC. Deci, putem scrie acea proporție în care folosim coeficienții lui I, adică minus 2 și minus 3, egal cu 1 supra A minus 1. Da, deci PB este 2I plus 2. Da. Minus cu minus se simplifică, facem produsul extremelor egal cu produsul mezilor, deci obținem 2A minus 2 egal cu 3, 2A egal cu 5, A egal cu 5 pe 2, l-am găsit pe A, putem să dăm răspunsul. Răspunsul 5 pe 2 înseamnă C mic. Am încheiat problema. Continuăm cu TG 55. Fie M mijlocul laturii BC, a triunghiului ABC.
pe laturile AB și AC, fie respectiv punctele D și E, astfel ca AB egal cu 3AD și AC este 2AE. D-ul pe AB, E-ul pe AC. Avem și punctul F, ca intersecția dintre AM și DE. Până la cere să găsim parametrul K, valoarea parametrului K, pentru care are loc relația K ori vectorul AF este egal cu AB plus AC. Este necesar să facem desenul, să vedem ce se întâmplă. Triunghiul ABC, M mijlocului BC, ceea ce înseamnă că AM este mediană. AB este de 3 ori AD, deci practic împărțim segmentul în 3. De 3 ori AD, o dată de 2 ori, de 3 ori, formează AB. Da? Asta înseamnă că AD supra DB este 1 pe 2. Altă modalitate de a face acest raport. AC este 2AE, deci asta înseamnă că e la mijloc. AC este 2AE, adică e, AE egal cu EC. Punctul F este AM intersectat cu DE. F. Și avem K ori AF egal cu AB plus AC. Primul lucru, să vedem ce e cu suma AB plus AC. Ei, avem și mediana aici. Deci, conform teoremei medianei, pentru vector, AB plus AC este de 2 ori mediana AM. Deci, problema noastră cere pe K, pentru care K ori AF este egal cu 2 ori AM. O să spun că AF și AM sunt coliniare, punctele AFM sunt coliniare, deci, practic, această relație vectorială poate fi tradusă în termen de lungime segmente. K ori lungimea segmentului AF este de 2 ori lungimea lui AM. Deci, practic, ne interesează un raport între AF și AM. Sau între AF și FM, pentru că FM este tocmai AM minus AF. Deci, în problema aceasta avem două rapoarte date din ipoteză, astea două sau alea de acolo, și se cere cumva un al treilea raport ce rezultă de aici. Și atunci trebuie să rezolvăm problema cu rapoarte. O situație posibil ar fi asemănarea sau paralelismul, teorema lui Thales, numai că nu-i cazul aici, pentru că DE nu este paralel cu BC. Și atunci, o altă teoremă în care folosim rapoarte este teorema lui Menelaus. Haideți să ne reamintim teorema lui Menelaus. Dacă avem un triunghi și triunghiul este tăiat de o dreaptă care nu-i paralelă cu baza, atunci dreapta respectivă intersectează prelungirea celei de-a treia laturi. Deci, eu știu, dacă avem triunghiul PQR și punctele UV, W pe aceeași dreaptă D, atunci teorema lui Menelaus ne spune următorul lucru. Niște rapoarte avem aici, din P, de exemplu. PU supra UQ egal cu QW supra W, pardon, ori QW supra WR, ori RV supra VP egal cu 1. Deci, practic, de la un capăt al segmentului la punctul de intersecție sau de secțiune și de la punctul de secțiune la celălalt capăt. De asemenea, Q punct de secțiune, punctul de secțiune celălalt capăt, aceste rapoarte sunt înunții. Atunci, dacă știi două dintre rapoarte, poți să-l afli pe al treilea. Haideți să vedem cum am face problema noastră cu teorema lui Menelaus. Să prelungim BC. O să prelungim DE și o să punem aici un punct de intersecție.
funcție, spunem, S. E. DE și S cu triunghiul ABC verifică teorema lui Menelaus, adică punctele sunt coliniare, rezultă un șir de rapoarte înmulțite de A1 și noi vrem aici cu F să facem. Practic, dacă acoperim, observăm că și triunghiul AMC poate fi folosit pentru teorema lui Menelaus cu punctele coliniare F, E și S. Deci vom aplica teorema lui Menelaus de două ori. Da? Mai întâi aplicăm teorema lui Menelaus în triunghiul ABC și folosim punctele coliniare D, E și S. Atunci, o relație asemănătoare cu aceasta, AD supra DB, ori BS supra SC, ori CE supra EA, egal unde? De unde rezultă BS supra SC egal cu? Hai să vedem ce e cu AD supra DB, este 1 pe 2. Ăsta e 1 pe 2. CE supra EA este 1, pentru că E-ul e la mijloc. Deci BS supra SC este egal cu 2. Asta înseamnă că BS este 2SC, dar BS este format din BC plus CS egal cu 2CS, de unde rezultă că BC egal cu CS. Deci BS este BC plus CS, un CS se duce și rămâne că BC egal cu CS. Bun. Și practic, prelungirea aici este exact cât segmentul BC. Încă o dată aplicăm teorema lui Menelaus, dar în triunghiul A, M, C și punctele coliniare F, E, S. Rezultă A, F supra F, M, ori M, S supra S, C, ori C, E supra E, A, egal cu 1. Acest raport este egal cu 1. Deci, AF supra FM este egal cu CS supra MS. Și mă să vedem ce cu raportul la CS supra MS. Păi, am demonstrat mai sus că CS este BC, da? Iar MS, de cine este format? Din MC plus CS, adică BC supra. MC, N-ul fiind la mijloc, este BC pe 2, iar SC este BC. Asta înseamnă 1 pe 2 și cu 1, 3 pe 2, BC. BC-ul se simplifică, răspunăm și obținem 2 pe 3. Deci AF supra FM este 2 pe 3. Noi vrem AF versus AM. Deci, practic, AM-ul ar trebui calculat în funcție de AF, ceea ce înseamnă că scoatem din această relație FM. FM este egal cu 3 AF supra 2. Rezultă FM este 3 pe 2 ori AF. Rezultă AM, care este suma dintre AF și FM, adică 3 pe 2 AF, ne dă, amplificăm cu 2, deci vine 5 pe 2 AF. Dar K ori AF vrem să fie 2 AM. Asta înseamnă K ori AF este 2 ori și AM-ul găsit 5 pe 2 AF. Asta înseamnă, dacă simplificăm, K egal cu 5. Și putem da răspunsul la problema TG55. K egal cu 5 înseamnă C mic. TG56 este ultima problemă cu vectori. Fie G centrul de greutate al triunghiului neechilateral ABC, iar H ortocentru. Se cere K pentru care
HA plus HB plus HC vector, consumați, egal cu K ori HG. G este centrul de greutate, H este ortocentrul. Triunghiul ABC. Centrul de greutate este la intersecția medianelor. G. Ortocentrul este la intersecția înălțimilor. H. Și atunci avem HA, HB, HC și K ori HG, aici HG-ul. Da. Te vede puțin, aici apare sau suprapunere, dar triunghiul nefiind echilateral, punctele A și G sunt distincte, deci vectorul HG este N0. Iată, vrem să vedem această relație. Practic, trebuie să trecem cumva și de la A, B, C și să ajungem la acest G. Și atunci mergem pe regula orice vector poate fi descompus cu ajutorul unui punct intermediar. Și luăm HA și îl folosim și îl scriem folosind HG. Deci HA între H și A intercalăm G-ul, asta înseamnă HG plus GA. Regula triunghiului sau regula de descompunere. HB este HG plus GB. HC este HG plus GC. Și am descompus ce e. Acum pot să-i adun și să înlocuiesc în relația din ipoteză. Da? Suma din membru stâng este K ori HG și rezultă K ori HG este egal cu de 3 ori HG plus GA plus GB plus GC. O să dau pe minus factorul comun și o să schimb semnele și o să pun AG plus BG plus CG. Deci am luat vectorii opuși, în loc de GA am pus minus AG și așa mai departe. E, dacă această relație depinde de HG sau este 0, atunci putem să spunem cât este K. Deci problema ar fi să calculăm AG plus BG plus CG. G este centrul de greutate. Deci abia acum folosim că este centrul de greutate. Hai să notăm mijlocul BC cu M ca să putem să facem un cal. Deci, practic, AG ca vector, da. G este centrul de greutate la o treime de bază, două treime de grup. Deci AG este 2 pe 3 din mediana AM. Dar, din teorema medianei, de 2 ori AM este suma dintre laturile AB și AC ca vectori. Deci, iată, AG este 1 pe 3 AB plus AC. Acum, dacă facem același lucru pentru BG și CG, folosind mijloace, nu obținem aceeași relație. Deci, analog, BG este 1 pe 3 pe lângă, observați, A, AB și AC. Laturile ce pleacă din A, acum laturile ce pleacă din B, BA și BC. Și CG, 1 pe 3, pe lângă vectorii ce pleacă din C, CA și CB. Adunăm acești trei vectori, AG plus BG plus CG, e
egal 1 pe 3 pe lângă AB plus AC plus BA sau minus AB plus BC plus CA care înseamnă minus AC plus CB care înseamnă minus BC. Și ce observăm? AB minus AB, AC minus AC, BC minus BC, deci această sumă este 0. Ne întoarcem la relația cu K, paranteza este vectorul nul, de unde rezultă K ori HG este 3 ori HG, deci K egal cu 3. Am terminat problema, dăm răspunsul și încheiem partea de vectori. Răspunsul D mic, K egal cu 3. Partea a doua a lecției este despre geometrie analitică, așa cum am scris deja titlul. O problemă de geometrie analitică, în principiu, se descompune în mai multe subprobleme și fiecare din aceste subprobleme se rezolvă simplu aplicând o anumită formulă. Această descompunere a problemei în subprobleme este sugerată de enunțul problemei sau de tablou geometric, adică facem desenul și vedem ce ar trebui să se întâmple pentru a ajunge la concluzie. Vă fac un stop cadru acum pentru a vă arăta principalele formule de geometrie analitică pe care le folosim astăzi. Prima problemă pe care o rezolvăm este TG63, care are următorul enunț. Pornind din punctul A de coordonate 6 minus 1, un punct mobil notat P se îndepărtează cu viteză constantă de acesta, echidistant față de dreapta D de ecuație, x plus 2y plus 2 egal cu 0. Traversând primul cadran, să se calculeze distanța parcursă de P între cele două axe de coordonate. Haideți să vedem ce vrea problema aceasta de la noi. Sistemul de axe de coordonate x, o, y. Punctul A de coordonate 6, 1, 2, 3, 6 minus 1 și dreapta D are această ecuație. Pentru a reprezenta dreapta D avem nevoie de două puncte prin care trece. De exemplu, dacă x egal cu 0 rezultă y egal cu minus 1 și dacă y este egal cu 0 rezultă x egal cu minus 2. Astea practic sunt intersecțiile cu axele de coordonate. Minus 1 și când x este minus 2, y este 0. Aceasta este dreapta D. Prima problemă spune că un punct mobil P pleacă din A și se deplasează echidistant față de dreapta D. Adică la aceeași distanță față de D. Dacă aici aduc o perpendiculară, această distanță trebuie să se păstreze. Deci când ajung pe aici, pe undeva, trebuie să am aceeași distanță. Când ajung aici, trebuie să am aceeași distanță. Asta înseamnă că punctul P aparține nedrepte de 1 și D1 este paralelă cu D. Asta înseamnă echidistant. D1 paralel cu D. Deci, practic, prin A aduc o dreaptă D1. Da? Această dreaptă intersectează axele de coordonate
aici am un punct, să-i spunem, Q, aici am un punct R, și problema zice să se calculeze distanța parcursă de punctul ce se mișcă pe dreapta aceasta între cele două axe de coordonate din primul cadrant. Deci, această distanță. Altfel spus, problema noastră este să calculăm lungimea segmentului QR. Asta trebuie să facem. Bun. Asta este enunțul. Și acum, primul lucru pe care trebuie să-l facem, nu? Când descompunem în subprobleme, este să vedem partea cu echidistanță, adică să ducem D1 paralel cu D. Ce înseamnă drepte paralele? Dreptele paralele au aceeași pantă. Da. Deci, D1 paralel cu D rezultă panta lui D1, notată M, și indice D1 egal cu panta lui D. D este dreapta dată și ea se poate scrie sub forma Y egal, trecem în partea cealaltă, împărțim la 2 și vom avea minus 1 pe 2 X minus 1. Da? De unde deducem panta lui D? Panta lui D este coeficientul lui X în această scriere, adică minus 1 pe 2. Da? Din cele două relații rezultă că și panta lui D1 este tot minus 1 pe 2. Punctul A aparține dreptei D1, deci putem să scriem ecuația dreptei D1. Y minus Y-ul punctului A este panta lui D1 pe lângă X minus X-ul lui A. Adică Y plus 1, că Y-ul lui A e cu minus, egal cu minus 1 pe 2 pe lângă X minus 6. Putem să mulțim cu 2. 2Y plus 2 egal cu minus X plus 6. Sau altfel spus, X plus 2Y egal cu 4. Asta este ecuația lui D1. Punctul P se mișcă pe D1, da? Traversând primul cadran, ceea ce înseamnă că trebuie să vedem unde anume intersectează axa OX, apoi OY, pentru a putea calcula distanța parcursă între axele de coordonate. Mai întâi, D1 intersecta cu OX, asta înseamnă să scriem ecuația lui D1 și ecuația lui OX, adică să facem pe Y0. Asta înseamnă că punctul Q are X-ul 4 și Y-ul 0. Tot dreapta de 1 intersectează OY. X plus 2Y egal cu 4 și X egal cu 0 pe OY. Toate punctele au abscisa 0. Deci, punctul notat cu R de noi acolo pe desen, X-ul 0, deci 2Y egal cu 4, Y egal cu 2. R are coordonatele 0 și 2. Acum să calculăm distanța de la Q la R. Putem să facem cu teorema lui Pitagora. Da? Sau putem să aplicăm formula distanței între două puncte. Să merg cu formula distanței ca să ne reamintim. X2 minus X1, adică XR minus XQ la pătrat, plus Y2 minus Y1, adică YR minus YQ la pătrat. Adică radical din 0 minus 4 la pătrat plus 2 minus 0 la pătrat. Adică radical din minus la pătrat e plus, deci 16 plus 4, radical din 20. Teorema lui Pitagora avem același lucru. 4 la 2 pe o x, o catetă, 2 la 2 pe o y, cealaltă catetă. Deci, QR este 24 ori 5, 2 radical din 5. Aceasta este distanța parcursă, deci răspunsul la problema 63 este 2 radical din 5, adică B. Să continuăm cu TG71.
fie o de coordonate 0,0 originea sistemului axelor, A minus 1, 4, B de coordonate 5, 1. Să se afle coordonatele punctului C, deci ce coordonată are punctul C, astfel încât simetricul lui față de dreapta AB, simetricul față de dreapta AB a lui C, să fie centrul de greutate al triunghiului AOB. Să fie egal cu G, centrul de greutate al triunghiului AOB. Ce era problema la noi în principiu? Dacă avem un triunghi AOB, luăm așa oarecare, da? G este centrul de greutate, asta înseamnă că facem intersecția a două mediane, aici este G. Acum problema zice, simetricul lui C față de AB este G. Ce înseamnă asta? E tot una cu a spune ce anume? Că simetricul lui G față de AB, adică aici fac simetricul, este punctul C. Este tot una. Problema din minus ne spune, de fapt, că simetricul față de AB al lui G este C. Astfel că problema revine la a calcula, la a determina coordonatele simetricului unui punct față de o dreaptă. Mai întâi, centrul de greutate. El are coordonatele date de media aritmetică a coordonatelor punctelor, ce determină vârful de triunghiului. Deci, practic, x-ului G este x-ului O plus x-ului A plus x-ului B supra 3 și ordonata lui G este y-O plus y-A plus y-B supra 3. Obținem G de coordonate 0 adunat cu minus 1 și adunat cu 5 înseamnă 4 supra 3, 0 plus 4 plus 1, 5 supra 3. Astea sunt coordonatele punctului G. Acum, cum facem simetricul unui punct G față de o dreaptă? Da. Simetricul față de o dreaptă, da, observați aici, înseamnă punctul situat de cealaltă parte a dreptei în oglindă, adică pe perpendiculară la aceeași distanță. Asta înseamnă că acest punct de intersecție, acest punct de aici, notat cu S, să-i spunem, va fi situat exact la mijlocul lui GC. Deci, pentru simetric, trebuie să facem GS perpendicular pe AB odată și, al doilea lucru, S să fie mijloc pentru GC. Astea sunt cele două relații geometrice pe care trebuie să le punem în coordonate. Mai întâi drepte perpendiculare și apoi condiția de mijloc. Ei, dacă dreptele sunt perpendiculare, atunci produsul pantelor este minus 1. Adică panta lui GS înmulțită cu panta lui AB este minus 1. GS-ul nu știm, însă AB-ul știm. Și atunci avem nevoie de panta dreptei AB, care înseamnă y-ul lui B minus y-ul lui A supra x-ul lui B minus x-ul lui A. 1 minus 4 supra 5 minus minus 1. 5 plus 1. Deci minus 3 pe 6 minus 1 pe 2. Atunci, panta lui GS, da, este minus panta lui AB restul în alt, adică 2. Panta lui GS este 2. Bun. Ca să găsim punctul S, vom face intersecția dintre dreapta perpendiculară pe AB, adică GS,
coade. Deci, care este ecuația dreptei GS? Ecuația dreptei GS. Păi, știm panta, știm că trece prin punctul G, deci folosim formula Y minus Y cu punctul lui cunoscut, adică G, este panta lui GS pe lângă X minus XG. Adică Y minus YG, l-am calculat acolo, 5 pe 3, egal cu panta 2 pe lângă X minus X-ul lui G, adică 4 pe 3. Y minus 5 pe 3 egal cu 2X minus 8 pe 3 sau Y egal 2X minus 8 pe 3 cu 5 pe 3 minus 3 pe 3 minus 1. Asta este ecuația dreptei GS. Este dreapta perpendiculară pe AB. Acum vom face intersecția. GS intersectat cu dreapta AB este punctul S. GS are ecuația găsită mai sus, care se pune aici în față, ca să nu o mutăm. GS este Y egal cu 2 minus 1. Să mai găsim și dreapta AB. Pentru dreapta AB să folosim ecuația dreptei ce trece prin două puncte, X minus XA supra XB minus XA egal cu Y minus YK supra YB minus YK, înlocuim X plus 1 supra XB minus XA înseamnă 6 egal cu Y minus 4 supra YB minus YK, 1 minus 4 minus 3. Rezultă, putem să simplificăm cu minus 3 și cu 6 sau să nu facem direct. Minus 3 pe lângă X plus 1 egal cu 6 pe lângă Y minus 4. Da? Vă împărțim la 3. Minus X minus 1 egal cu 2Y minus 8. Astfel că obținem sub ce formă să scriem? 2Y egal cu, trecem dincolo, minus X plus 7. Asta este dreapta AB. Acum pentru punctul S. Da? Punctul S se află și pe dreapta GS. Deci verifică această relație. Y egal cu 2X minus 1. Punctul S se află și pe dreapta AB. Deci verifică și ecuația dreptei AB. Adică 2Y minus X plus 7. Asta înseamnă că punctul S verifică un sistem de ecuații. Deci putem să rezolvăm acest sistem de ecuații. De exemplu, luăm Y cu de aici și înlocuim aici, sau putem să facem cu metoda reducerii. Haideți să înlocuim din prima în a doua. 2Y înseamnă 4X minus 2 egal minus X plus 7. Deci 5X egal cu 9. X egal 5 pe 9. De unde rezultă Y egal 2 ori X minus 1, adică 10 pe 9 minus 1. 10 pe 9 minus 1. Asta înseamnă 1 pe 9. Dacă n-am ieșit la calcul. Da? Deci, S are coordonatele 9 pe 5 și 1 pe 9. Problema ne cere să găsim coordonatele punctului C. C-ul este simetricul, deci S-ul este la mijloc. Înseamnă că am ajuns la partea în care S este mijlocul lui GC. Deci acest S este mijloc pentru GC. Asta înseamnă XS este X-ul lui G plus X-ul lui C supra 2, de unde deducem că X-ul lui C este de 2 ori X-ul lui S minus X-ul lui G. O să șterg aici puțin în stânga pentru a face calculele.
rezultă x-ului c este egal cu 2 ori 9 pe a, da. Ați scris aici un greșit ceva, nu? X egal cu cât este x? Nu mi-a spus. Da. Haideți să corectăm. X-ul este 9 pe 5. Asta înseamnă că Y-ul nu mai este atâta. Y-ul este 2 ori X minus 1, adică 18 pe 5 minus 1, 13 pe 5. Aici am scris bine, deci totuși ceva. Deci 13 pe 5. Deci x-ului C revenim 2 ori x-ului S, deci 18 pe 5, minus x-ului C, 4 pe 3, egal cu, aici amplificăm cu 3, aici amplificăm cu 5, 3 ori 18 este 54, minus 20 pe 15, adică 34 pe 15. Asta ar fi răspunsul, să verificăm. Apare un astfel de răspuns. Bun. Acum, analog, Y-ul lui S, pentru că e la mijloc, este Y-ul lui G plus Y-ul lui C supra 2, condiția de mijloc, de unde tot așa deducem că Y-ul lui C de aici este de 2 ori Y-ul lui S minus Y-ul lui G. Înlocuim 2 ori Y-ul lui S, adică 2 ori 13 pe 5, 26 pe 5, minus Y-ul lui G, 5 pe 3, iar așa aici amplificăm cu 3, aici cu 5, numitorul comun este 15, 3 ori 26, 78, minus 25, asta înseamnă 15, deci 15 pe 15, asta nu se simplifică. Da, avem, e bine. Deci rezultă C de coordonate 34 pe 15 și 53 pe 15. Nu e prea drăguț rezultatul, dar este chiar amic. Răspuns amic. Tangent 73. Fie pe punctul egal depărtat de laturile triunghiului ABC, unde A de coordonate 1, 1, B de coordonate 4, 5 și C de coordonate 5, 4. Să se calculeze distanța de la P la AB. Ei, aici trebuie să vedem ce înseamnă un punct egal depărtat de laturile unui triunghi. Adică distanța de la punctul P la fiecare dintre cele trei laturi, A, B, A, C și B, C, sunt egale. Ei, acest lucru se întâmplă dacă P este centrul cercului înscris în triunghi. Dacă avem punctul P, un cerc, și facem triunghiul afară, A, B, C, atunci, această distanță, cu aceasta și cu aceasta, sunt toate egale, da? Și toate sunt R mic, raza cercului înscris. Deci asta înseamnă că punctul P este egal depărtat de latură. Deci avem puncte de tangență, deci astea sunt perpendiculare. E, da? Noi vrem să calculăm distanța de la P la AB, dacă ne uităm aici, este exact R. Deci distanța de la punctul P la dreapta sau la latura AB este exact R mic. Iar R mic are formula de la trigonometrie, area supra semiperimetru. Area supra semiperimetru. Deci problema noastră este să calculăm area triunghiului ABC și perimetrul acestuia, semiperimetru fiind jumătate din perimetru.
Să începem cu aria. Putem să rezolvăm la nivel de clasa 10 aria, făcând baza ori înălțimea supra 2. De exemplu, baza BC, adică calculăm distanța de la B la C. Înălțimea din A înseamnă distanța de la A la BC și aplicăm formula ariei. Sau putem să facem la nivel de clasa 11 aria cu ajutorul determinanților. O să scriem aici cu determinanți, că este mai rapidă. Deci, aria este 1 pe 2 modul din delta, unde delta este determinantul ce are xA, yA și 1, xB, yB și 1, zB, zC și 1. Adică, determinantul 1, 1, 1, 4, 5, 1 și 5, 4, 1. Da. Să calculăm acest determinant. Cu regula triunghiului, de exemplu, produsul aici este 5 plus 4 ori 4 ori 1, 16 plus 1 ori 1, 5 minus 5 ori 5, 25 minus 1 ori 4 ori 1, 4 minus 4 ori 1, minus 4 egal cu 26 minus 25, 1 minus 8 minus 7. Deci rezultă, aria este 1 pe 2 ori modulul minus 7, deci 7 pe 2. Area triunghiului ABC. Pentru semiperimetru să calculăm lungimile laturilor. AB înseamnă distanța de la A la B. Am mai avut odată formula radical din suma pătratelor diferențelor coordonate. Deci, la A și la B ne uităm, 4 minus 1 este 3 la 2, plus 5 minus 1, 4 la 2. Numere pitagoreice, 25, adică AB este 5. BC, radical din, scădem C minus B, 5 minus 4, 1 la 2, plus 4 minus 5, minus 1 la 2, adică radical din 2. Și CA sau AC, radical din, 5 minus 1, 4 la 2, plus 4 minus 1, 3 la 2, adică 25, 5. Observăm că triunghiul acesta este isoscel, de exemplu, dacă mă dau o problemă. Are două laturi egale. Da? Atunci, perimetrul este suma AB plus BC plus AC, adică 10 plus radical din 2, și semiperimetrul este jumătate din perimetru. Rezultă, R mic este egal cu aria, 7 pe 2, supra semiperimetru, adică 10 plus radical din 2 pe 2. Asta înseamnă că simplificăm 2 cu 2 și rămâne 7 supra 10 plus radical din 2. Amplificăm cu conjugata, 7 pe lângă 10 minus radical din 2 supra 10 la 2 minus radical din 2 la 2. Deci am amplificat cu 10 minus radical din 2 și atunci aici am diferență de pătrat. 7 pe lângă 10 minus radical din 2 supra 100 minus 2, 98. 7 intră în 98, se simplifică. Deci 10 minus radical din 2 supra, 7, 9 odată, 28 de 4 ori. Deci distanța cerută de problemă, adică aia mică, ar fi 10 minus radical din 2 pe 14. Putem să dăm răspunsul. TG 73, 10 minus radical din 2 pe 14, este E. TG 79. Pe laturile A, B, B, C și C ale triunghiului de vârful A mare 4, 0, B mare 3, 0 și C mare 1, 4, se consideră punctele M, N și P, astfel încât MA supra MB este 3, MB supra MC este 2, PC supra PA egal 1 pe 6.
Să se studieze dacă dreptele AN, BP și CM sunt concurente și în caz afirmativ să se găsească coordonatele punctului de concurență sau punctului de intersecție. AN, BP și CM, concurente. Deci, practic, avem ABC, MA pe MB este 3, deci MA este mai mare decât MB, de 3 ori. Așa, dreapta CM, MB supra MC este 2, deci MB este 2MC, MB este 2MC, în cap aici ai N-ul. Da? Și dacă ar fi concurente, atunci aici trebuie să fie punctul P și atunci se întâmplă situația asta. E o astfel de situație se întâmplă dacă este satisfăcută reciproca teoremei lui ceva. Asta ar fi o modalitate foarte rapidă. Altă modalitate, pentru a arăta că trei drepte sunt concurente, de exemplu, scrie ecuația unei drepte, o scrii pe a doua, găsești punctul acesta I de intersecție și verifici că punctul I aparține celei de-a treia drepte. Dar dacă nu sunt concurente, înseamnă că lucrezi mult. Și atunci mai bine folosești reciproca teoremei lui ceva. Deci, reciproca teorema lui ceva, care spune că dacă următorul produs este 1, adică AM supra MB ori BM supra MC ori CP supra PA este 1, atunci dreptele sunt concurente. Cele trei drepte se numesc ceviene și I este punctul lor de intersecție. Și numai să verificăm rapid această relație folosind datele din enunț. M supra MB 3, ori B supra MC 2, ori CP supra CA 1 pe 6 egal cu 1. Adevărat. Deci răspunsul este da, dreptele sunt concurente. Și atunci problema în continuare este să vedem cine e punctul I, punctul de intersecție dintre cele trei drepte. Da? Și atunci putem spune că punctul I este la intersecția dreptelor CM și AM. Ca atare trebuie să scriu ecuația dreptei CM, ecuația dreptei AM, să fac sistemul pentru a găsi punctul ce verifică ambele ecuații, adică punctul de intersecție. Și evident, conform teoremei lui ceva, BP-ul va trece tot prin punctul I. Ei, și acum să vedem cum găsim ecuația dreptei CE. Punctul C îl știm. Ar trebui să cunosc panta sau punctul M. Ei, nu am pantă, dar am informații despre punctul M. Aici, această informație. Punctul M împarte segmentul AB într-un anumit raport. Dacă era unul aici, era bine că era la mijloc și găseam imediat coordonate. Și atunci trebuie să folosim formula care ne dă coordonatele punctului ce împarte un segment într-un anumit raport. Deci, dacă aici avem AB, punctul M și AM supra MB este K, atunci putem spune că X-ul punctului M este X-ului A plus K ori X-ului B supra 1 plus K și Y-ul punctului M este Y-ului A plus K ori Y-ului B supra 1 plus K. Asta este o formulă. Se poate demonstra cel mai simplu cu ajutorul vectorilor. Seamănă puțin cu teorema medianei, dar se folosește o altă demonstrație. Bun, în cazul nostru, pentru punctul M, K este 3. Deci, putem să găsim X-ului M ca fiind X-ului A 4 plus 3 ori 0 supra 1 plus 3, adică 1. Y-ului M, Y-ului A, aici X-ului B nu este 0. Am uitat greșit. X-ului B este 3. Bine că ați observat și m-ați atras atenția. Deci X-ul B este 3 și atunci avem 13 pe 4.
4 plus 3 ori 9, așa, sau 1 plus 3, da? Y-ul lui A este 0, plus 3 ori Y-ul lui B aici este 0, supra 1 plus 3, deci Y-ul lui A este 0, deci M de coordonate, 13 pe 4 și 0. Haideți să aflăm și punctul M. Pentru punctul M, raportul în care parte M segmentul BC este dat aici, MB supra MC este 2. Deci, folosim formula de mai sus, K egal cu 2. Rezultă. X-ul lui M este N-ul este pentru BC. Deci, X-ul lui B 3 plus K 2 ori X-ul lui C 1 supra 1 plus 2, adică 5 pe 3. Și Y-ul lui M este Y-ul lui B 0 plus K, adică 2 ori Y-ul lui C, care este 4, supra 1 plus 2. 8 pe 3. N de coordonate, 5 pe 3 și 8 pe 3. Acum se scrie ecuațiile dreptelor. Dreapta CM. Dreapta determinată de două puncte. Deci, X minus X-ul lui C, care este 1, supra Y-ul lui M, 13 pe 4, minus 1. Egal cu Y minus Y-ul lui C, care este 4, supra Y-ul lui M, 0 minus 4. Echivalent cu... Să facem produsul mezilor și egal cu produsul extremilor. Minus 4x plus 4 egal. Aici, dacă facem calculele, o să fie 13 minus 4, 9 pe 4. 9 pe 4 y minus 9 pe 4 ori 4. 9 pe 4 ori 4, adică 9. Asta înseamnă... Dacă trecem tot în partea dreaptă, 4x plus 9 pe 4y minus 13 egal cu 0. Cealaltă dreaptă este AM. Aceeași formulă, dreapta determinată de două puncte. X minus x-ul lui A, adică 4. X-ul lui M, 5 pe 3 minus 4, egal cu Y minus Y-ul lui A, care este 0, supra 8 pe 3 minus 0. Să vedem ce obținem aici. 8 pe 3 pe lângă X minus 4, egal. Aici, dacă amplificăm cu 3, 5 minus 12, este minus 7 pe 3 ori Y. Putem să mulțim cu 3, nu mai avem numitor. Și atunci, desfacem parantezele. 8x, aici minus 7y trecut în partea cealaltă este plus 7y, minus 32 egal cu 0. Astea sunt dreptele ce vor determina punctul de intersecție. Pentru a găsi punctul de intersecție, trebuie să rezolvăm sistemul format cu aceste drepte, și să obținem rezultatul dacă n-am greșit undeva la calcule. Haideți să vedem punctul de intersecție. Punctul I se obține rezolvând sistemul. O să-l mai scriu o dată. 4x plus 9 pe 4y egal cu 13. 8x plus 7y egal 32. Ce să facem aici? Așa, rămânțim aici cu 4, să nu avem numitor. O să ne dea 16x. Și atunci aici mulțim cu 2. Rezultă.
16x plus 9y egal cu 4 ori 13, 52. 16x plus 14y egal cu 64. Aici, dacă le scădem, astea se reduc. O să fac din cel mare pe cel mic și o să am 5y egal cu 12. Deci y egal 12 pe 5. Și cu y găsit, acum revenim și aflăm un x. De exemplu, unde să înlocuim? Aici. 8x plus 7 ori 12 pe 5 egal cu 32. 8x egal cu 32 minus 7 ori 12 este 84 pe 5. Amplificăm cu 5. 8x este 160 minus 84 pe 5. 8x egal cu 76 pe 5. X egal cu 76 supra 5 ori 8. Se simplifică cu 4. 4 în 7, într-o dată în 36 de 9 ori. Și tot rămâne 5 ori 2. Deci x egal cu 19 pe 10. Astfel că punctul I de intersecție va avea coordonatele 19 pe 10 și 12 pe 5. Deci asta ar trebui să fie rezultatul. 19 pe 10 și 12 pe 5. Deci răspunsul la problema 79 este B mic. Problema TC 85. Prin punctul A de intersecție al dreptelor D1 și D2. Deci D1 intersectat cu D2 este punctul A, unde D1 este X plus Y minus 2 egal cu 0 și D2 2X minus Y minus 4 egal cu 0. Deci prin punctul A se duce o dreaptă D paralelă cu prima bisectoare. Deci A aparține dreptei D și D este paralelă cu prima bisectoare. Fie P un punct oarecare al dreptei D. Deci P aparține lui D. P diferit de A. Să se arate că raportul distanțelor de la P la D1, deci distanța de la P la D1, raportul supra distanța de la P la D2, este constant și se determine valoarea lui. Deci, practic, trebuie să găsim acest raport al distanțelor. Deci, dacă ne uităm puțin, din scrierea de pe tablă am făcut deja descompunerea sub probleme, așa cum ziceam la început. Mai întâi trebuie să facem D1 intersectat cu D2, ca să găsim punctul A. Asta înseamnă intersecția două drepte, rezolvarea unui sistem. După aia, prin punctul A se duce o paralelă la prima bisectoare. Asta înseamnă să scriem ecuația dreptei D, ce trece printr-un punct și are panta dată de paralelism. Apoi, pe această dreaptă, trebuie să luăm un punct P. Adică luăm un punct P în general și scriem ce înseamnă să fie pe o dreaptă. Adică să verifice ecuația drepte respectivă. Și apoi, să calculăm distanța de la un punct la o dreaptă. De două ori aceeași formulă, pusă într-un raport. Haideți să facem și calculele. D1 intersectat cu D2, rezolvăm sistemul. X plus Y egal 2, trecem un membru drept, 2X minus Y egal 4. Aici, dacă reducem, imediat în adunare obținem 3X egal cu 6, deci X egal cu 2. Și dacă revenim, obținem că Y este 0. Prima subproblemă ne spune că punctul A are coordonatele 2 și 0. Apoi, prima bisectoare. Ce înseamnă prima bisectoare? Asta este sistemul XY. Ce avem aici se numește primul cadrant. Da. Bisectoarea
primului cadran, adică 45 de grade aici, 45 de grade aici, se numește prima bisectoare. Asta este prima bisectoare. Prima bisectoare. Ei, și această prima bisectoare are o pantă. Panta este tangenta unghiului de înclinare a dreptei față de sensul pozitiv al axiei X. Deci asta e dreapta, nu? Ea este înclinată față de OX, unghiul de 45 de grade. Deci panta este tangentă de 45 de grade, adică 1. Ecuația primei bisectoare este Y egal cu X. Adică orice punct de pe prima bisectoare are proprietatea că abscisa este egală cu ordonata. Evident, fiind triunghi dreptunghic isoscel, abscisa este egală cu ordonata. Bun. Atunci, din paralelism, panta lui D va fi egală tot cu 1. Pentru că ni se spune D este paralelă cu prima bisectoare. E, punctul A de coordonate 2 și 0 aparține lui D. Deci putem să scriem ecuația lui D. Y minus YA, adică 0, egal cu panta 1 pe lângă X minus XA, adică X minus 2. Y egal X minus 2. Ecuația dreptei D. Mai departe, problema spune fie P un punct aparține lui D. Deci P de coordonate A și B aparține lui D. Asta înseamnă că acest punct verifică ecuația dreptei D. Deci B-ul, de fapt, este A minus 2. Sau A-ul egal cu B plus 2. Cum doriți să scrie. Deci punctul B, punctul P are coordonatele A și A minus 2. Bun. Problema aceea este să calculăm distanța de la P la D1. Distanța de la un punct la o dreaptă. Dacă P are coordonatele X, P și Y, P și dreapta D1 este de forma... Hai să nu folosesc literele A și B aici. Să folosesc, nu știu, alfa x plus beta y plus gamma egal cu 0. Da? Atunci distanța de la P la D1, sau nu contează cum se numește dreapta, va avea următoarea formulă. Modul din. Înlocuim punctul în ecuația dreptă, adică alfa xp plus beta yp plus gamma, supraradical din coeficienții lui x și y la pătrat, adică alfa pătrat plus beta pătrat. Asta ar fi formula. Și acum să aplicăm mai întâi pentru distanța de la P la D1 din problema noastră. Distanța de la P la D1 înseamnă modul, punctul P are coordonatele A și B sau A și A minus 2. Și dreapta de 1 este dată în ipoteză. X plus Y minus 2. Deci înlocuim cu coordonate. X-ul devine A, Y-ul este A minus 2, minus 2. Supra radical din coeficientul X este 1 la pătrat plus coeficientul Y este tot 1. Deci o să vină 2A minus 4, adică dacă dau pe 2 factor cu 1, 2 pe lângă A minus 2, o să pun modul pentru că distanța nu are voie să fie negativă, supra radical din 2. Cealaltă distanță este distanța de la P la D2. Dx, adică 2a, minus y, minus a, plus 2, minus 4. Supraradical din primul coeficient este 2 la 2, plus 1 la 2. Egal cu 2a minus a este a, modul de a, minus 2. Supraradical din 5. Raportul distanțelor. Distanța de la P la D1 supra distanța de la P la D2 este distanța de la P la D1, 2, modul de A minus 2 supra radical din 2, ori
răsturnata aceste distanțe, radical din 5, supramodul de A minus 2. A este diferit de 2 pentru că dacă A ar fi 2, ar însemna că punctul P ar avea coordonatele 2 și 0. Asta nu se poate, că problema spune P să nu fie punctul. Se simplifică și rezultă că raportul distanțelor va fi, haideți să vedem rezultatul final, A minus 2 l-am simplificat, 2 cu radical din 2 se simplifică sau raționalizează și îți dă fix radical din 2, deci radical din 2 radical din 5, egal cu radical din 10. Răspuns, raportul distanțelor este constant și mai mult are valoarea radical din 10, adică răspunsul este D. Să rezolvăm ultima problemă în aceste lecții, TG88. Dintre toate punctele P de coordonate X și Y, ce verifică ecuația X minus 4 la 2 plus Y minus 3 la 2 egal cu 4, să se determine cel mai apropiat de O. Adică OP să fie minim unde O are coordonatele 0, 0. Deci toate punctele P verifică o ecuație. Să vedem imediat ce înseamnă că verifică această ecuație și dintre aceste puncte să-l găsim pe cel mai apropiat de originea sistemului de axe de coordonate. Da. Diferența aceasta de pătrate pe care observăm un membru stâng ne duce cu gândul la formula distanței dintre două puncte. Primul punct este x, y, sau al doilea, cum vreți să ziceți, x, y, iar ceea ce se scade ar fi abscisa, respectiv ordonata celui de-al doilea punct. Și atunci zicem, fie punctul C de coordonate 4 și 3. Și haideți să vizualizăm formula pentru distanța de la C la P. Distanța de la C la P are formula radical din x-ului P, adică x, minus y-ului C, adică 4. Minus x-ului C, adică 4. X minus 4 la 2, plus y-ului P, y, minus y-ului C, 3, totul la 2. Care este exact membru stâng de acolo. Deci puteți spune că e egal mai departe cu radical din 4, adică 2. Da. Deci, C este un punct fix și P este un punct variabil, astfel încât distanța CP este 2. Pentru orice P. Asta înseamnă ceva. Este exact definiția cercului. Cercul este mulțimea punctelor P, să zicem, cu proprietatea că distanța de la orice punct al cercului la un punct fix numit centru este aceeași, rază. Deci, asta înseamnă că, de fapt, problema ne spune că P aparține unui cerc care are centru și rază. Centrul este C și raza este egală cu distanța, adică exact 2. Deci P aparține un cerc cu centrul în punctul C și raza 2. Haideți să facem și ceea ce spuneam la început, tabloul geometric al problemei. Să vedem ce vrea să ne spună geometria în acest caz. Punctul C de coordonate 4 și 3 este undeva aici. Da? Cercul de rază 2 nu avem compas de semn aproximativ. Acesta este cercul de rază 2, iar punctul P este oriunde pe acest cerc. Poate să fie aici punctul P, poate să fie aici. Da? Și observăm că problema ne cere să determinăm unde este punctul P cel mai apropiat. Deci, dacă ar fi aici, ar fi asta distanța OP. Dacă ar fi aici,
ar fi această distanță a UP. Da? E. Cum sunt distanțele? Pe măsură ce trece partea asta sunt mai mari. Deci undeva aici trebuie să fie P-ul cel mai apropiat. Și noi trebuie să găsim geometric mai întâi unde este acest punct, adică pe desen, și după aceea să facem calculele analitice. Da? E. O să unesc O cu C. Unim O cu C. Și aici o să notez punctul acesta cu A, să spunem. Deci, OC intersectat cu cercul îmi dă punctul A. Deci, și acum eu spun următoarea afirmație. Atunci când punctul P ajunge în poziția A, este cel mai aproape de O. În rest, este mai îndepărtat. Și evident că trebuie să fac o mică justificare a acestei observații. Duce o perpendiculară aici pe OC în A. Hai să zic D mic. D mic perpendicular pe OC prin A. Deci, practic, asta înseamnă tangenta la cerc. Clasa 7. Vă mai amintiți că nu e așa mult atunci. Tangenta la cerc este perpendiculară pe rază. Aici sunt 90 de grade. Da? Ei, și acum, dacă iau punctul acesta, Q, și fac distanța OQ, o să pun aici R și o să zic așa, OQ este format din OR plus RQ. Dar OR sigur este mai mare decât OA. Oricare ar fi R de pe dreaptă, R diferit de A. Pentru că OA este perpendiculară și OR este oblică. Și tot timpul perpendiculară este mai scurtă decât oblica în geometria euclidiană. Deci, deoarece OR e mai mare decât OA, din astea două rezultă că OQ este mai mare decât OA. Oricare ar fi Q pe cerc. De aici trage concluzia când distanța este mică. Când P este egal cu A. Deci dacă P egal cu A, atunci OP este minima. Pentru că în rest, dacă luăm alte poziții, un punct Q oarecare, distanța OQ sunt mai mari decât distanța OA. Bun. Problema zice să determinăm punctul P. Deci, practic, noi trebuie să găsim punctul A. Ce coordonate are punctul A? Asta este semnul întrebării. Și acum să ne întoarcem la modul de obținere a punctului A. Punctul A a fost intersecția dintre dreapta OC și cerc. Cercul este mulțimea punctelor cu această proprietate. Deci, punctul P sau punctul A verifică odată această relație și mai trebuie să verifice și relația că se află pe dreapta OC. Deci, haideți să scriem ecuația dreptei OC. Ecuația dreptei ce trece prin origine și prin punctul C. Puteți să facem direct, dar haideți să facem tot cu formula aia. X minus X-ul lui O care este 0 supra X-ul lui C care este 4 minus 0 egal cu Y minus 0 supra 3 minus 0. De unde obținem, de exemplu, că Y este egal cu 3 pe 4 ori X. Ecuația unei drepte ce trece prin origine nu are termen liber. Când x cu 0, y cu 0. Da. Aceasta este dreapta OC. Deci, punctul A de coordonate x, y verifică dreapta y egal cu 3 pe 4 x, pentru că este pe dreapta OC, și tot punctul A, care e tot una cu punctul P pe care îl calculăm noi, verifică ecuația cercului. Această condiție de la început, adică x minus 4 la 2 plus y minus 3 la 2 egal cu 4. Și acum vrem să rezolvăm acest sistem. Haideți să vedem ce obținem. Înlocuim y-ul de aici aici, rezultă x minus 4 la 2 plus y, adică 3x pe 4 minus 3 la 2 egal cu 4. De unde obținem? Aici aduc același numitor,
este 3x minus 4 ori 3, îl dăm pe 3 factor comun, deci este 3 pe lângă x minus 4. Când ridic la a doua, o să vină 9 pe 4. Deci, x minus 4 la a doua plus 9 pe 16 ori x minus 4 la a doua, egal cu 4. De unde obținem, dacă înmulțim cu 16, 25 pe lângă x minus 4 la a doua, egal cu 16 ori 4. De unde x minus 4 este plus minus, situație de gradul 2, deci avem două soluții, plus minus, radical din 16 ori 4, adică 8, supra radical din 25, care este 5. Deci x este egal cu 4, plus minus 8 pe 5. De ce obținem 2 de x? Adică, practic, sistemul are două soluții. Deci, dacă prelungim dreapta orice, noi mai găsim un punct care este și pe dreapta și pe cer. Acest punct diametral opus. Însă problema ne cere cel mai apropiat. Și acum putem să ne dăm seama din desenul făcut care variantă să o luăm, sau putem să ne verificăm prin calcul dacă ni se pare că este complicat. Da? Coordonatele lui A, mai precis X-ului A, cum trebuie să fie față de X-ului C, care este 4, conform desenului? Evident, mai mic. Și atunci putem să vedem direct varianta cu minus. Trebuie să folosim observația asta. X A mai mic decât 4, deci rezultă X egal 4 minus 8 pe 5, adică 20 minus 8, 12 pe 5. În momentul în care știi pe X, te duci acolo și afli și pe Y și obții punctul de coordonate A sau P, pe același lucru, de coordonate 12 pe 5 și 3 pe 4 ori 12 pe 5, deci 9 pe 5. Răspuns, punctul cel mai apropiat, 12 pe 5, 9 pe 5, adică mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la lecție și vă urez succes. La revedere!